seama, îi mergem ce-mi... Ia că nu merg, măi, că ieri ia-te acasă, hai. Nu, mă, tu iubești pe cine, spune-o, măi, păi ea mă iubești, eu ți-am dat-o. Du-te, mă, de aici, care e mele, ale tale, nu ale mele. Băi, mai ales, mă, tu ai nebunii, măi. Nu mai, tată, sunt fosta lui. Iubită, gata, cu mine și-a terminat-o. Când o iubire din trecut reapare în viața ta și se reaprinde călcâile, întreabă-te în primul rând de ce v-ați despărțit. Sunt Bogdan Lazăr și vă invit să urmăriți un episod despre despărțiri înscenate, bebeluși neașteptați și obiecte de artă furate. Imediat la fosta mea iubire în flagrant. Fosta mea iubire, fosta mea iubire, fosta ta, fosta. În viața noastră și ne copleșește, ne dăm seama că este ceva atât de natural încât am vrea să trăim în starea aceea de euforie toată viața. Când reușim să stabilim o relație cu persoana iubită, relație care să și dureze, atunci ne dăm seama că este vorba de o artă. Ca să trăiești o iubire, ai nevoie de o inimă caldă. Ca să trăiești o relație, ai nevoie și de o minte limpede. Ce se întâmplă însă dacă îți dorești să mergi mai departe cu viața ta, dar trecutul te ajunge din urmă? Ce se poate întâmpla dacă tu îți faci planuri de nuntă cu actuala, dar fosta te vrea înapoi? La emisiune apelează Ingrid. Este dispecer la o companie de taxiuri din București. Este împreună cu Ionuț de aproape 3 ani și s-au cunoscut absolut întâmplător. A fost o luptă puternică de orgolii, însă dragostea i-a biruit pe amândoi. La 3 ani de la acest moment furtunos și pasional însă, iată că femeia se află în studioul lui Bogdan Lazăr plângându-și anticipat dragostea pierdută. Bună seara, Ingrid! Bună seara, Bogdan! Cu ce te putem ajuta? Am o problemă foarte mare în momentul de față și nici eu nu pot să o înțeleg. Te înșală iubitul. Bănuielile mele, da. Acum nu pot să zic dacă da sau nu. Tot ce vreau e să verificați voi și, nu știu, să mă anunțați să-mi spuneți. Eu cum eram foarte mic, am plecat de acasă. Pentru că a murit tatăl meu mai acum vreo 2 ani jumate, 3 ani. Și mama s-a recăsătorit cu un alt bărbat. Dar acest bărbat era foarte, foarte dur. În ce sens era foarte dur? În momentul în care, înainte să plec de acasă, a început să dea în mine. Și chestia asta m-a durut enorm de mult și am plecat. N-am mai putut rezista, am plecat cu o geacă și o geantă la mine. Am ajuns în București și l-am cunoscut pe Ionuț. L-am cunoscut într-un club, în momentul în care eu eram cu niște prietene. El era cu o fată, din ce am putut să o observ, și stătea chiar foarte mult și se uita pe mine, deci nu putea să-și ia ochii. A doua zi dimineață, când am plecat din club toți, el a venit și m-a luat de mână instantaneu, deci chiar n-am putut să prevăd chestia asta. Și în momentul am plecat acasă amândoi. Foarte frumos. Ce s-a întâmplat din punctul ăla până aici? Unde s-a produs ruptura? Ruptura s-a produs exact în momentul în care a început să lucreze cu socrul meu. Pentru că socrul meu a început să-l pună să facă toate treburile și se ceartă non-stop, pentru că lui Ionuț nu-i convine ceva, tatăl meu are dreptate, nu știu, este... Tatăl tău este socrul tău, da? Da, este o chestie care, nu știu, nu pot să o înțeleg nici eu. Cum i-am spus-o și lui Ionuț, nu te mai certa că nu-și are rostul, mai bine hai să ne vedem în continuare de ale noastre, lasă-l pe el mai pătrân și lasă-l în pace. N-a vrut să înțeleagă, se ceartă în continuu. Și ce motive are? De ce se ceartă? Motivele sunt că Ionuț nu vrea să muncească pe cât ar trebui să muncească. Am înțeles de la socrul meu că a pierdut 2 apartamente în momentul când era mai micuț. Cum adică a pierdut 2 apartamente? Ori le-a vândut, ori le-a pierdut la niște jocuri de aparate, nu știu, ceva de genul. Și în momentul de față, socrul meu nu mai vrea să-i dea niciun ban în afară de ce-i muncesc cinstit.
De cât timp ești tu cu el? A mai fugit? A mai scăpat la casino? Nu, n-am mai plecat pentru că socrul meu nu-i mai dă niciun bani. Este foarte rezervat păi cu și bani. Și din ce trăiește? Nu, mai degrabă socrul meu îmi dă mie bani pentru a putea face cumpărăturile decât să-i dea lui. Adică are mai multă încredere în tine decât în propriul fiu? Da, da. Te-ai gândit poate că Ionuț reacționează așa că este depășit de situație? Nu prea are avea de ce să fie depășit de situație. Tata are întotdeauna dreptate. Și eu sunt de aceeași părere cu tata. Dar trebuie să învețe de undeva, de la nivelul cel mai mic până la cel mai mare nivel. Altfel adică nu... trebuie să parcurgă toate etapele, dar de ce îmi povestești tu, ești mereu de partea tatălui tău, tatăl socru. Da, pentru că nu știu cum să-ți explic. El a fost întotdeauna foarte bun cu mine și a reușit să-mi atragă toată atenția. Dar eu nu se poartă la fel de bine cum se poartă socul tău? Sau? Nu înțeleg. Nu, din partea socrului meu am primit mult mai multă atenție decât din partea lui Ionuț. Hai ca să înțeleg eu mai bine un pic. Tu ești cu Ionuț de 3 ani. Da. Locuiți într-o vilă care este împărțită pe jumătate. Da. O jumătate, în am jumătate stai tu cu Ionuț și în cealaltă jumătate tatăl tău socru. Da. Domnul George. Împreună aveți o firmă de construcții, nu? Da. Tu la birou, la muncă, te-ai mai dus, ai verificat, poate se întâmplă ceva la muncă, de-aia... M-am fost, dar merg foarte rar. Pentru că am încredere deplină în socrul meu și știu că poate merge mai departe cu totul. Chiar dacă mi-a pus totul pe numele meu. Domnul George este practic stâlpul familiei, nu? Da. Al familiei tale. Da. Cu Ionuț. Da. Tot domnul George. Da. Și Ionuț ce face? Ionuț chiar este dragostea vieții mele și aș vrea să rămân așa, adică nu vreau să fie fosta mea iubire. Nu știu, simt efectiv ceva deosebit pentru el. Bun, noi acceptăm cazul, o să am rugămintea să-mi semneze acest contract. Da. În care tu ne dai nouă voie să montăm camere de supravegheat în apartament și în locul unde lucrează Ionuț. Ok. Ne auzim îndată ce avem o veste. Ok, bine, mersi frumos, Bogdan. Cu plăcere. Regulile emisiunii sunt clare. Pot fi împărțite cu camere de supraveghere și dispozitive audio doar locațiile în proprietate și doar pe baza unui acord scris. Din cele povestite, Ingrid este mâna dreaptă a socrului său, care aproape a înfiat-o și a trecut pe numele ei casa. Oare are dreptate Ingrid să se teamă pentru iubirea ei? Ce vor descoperi detectivii? Vom vedea în minutele următoare. Luni, prima zi de supraveghere. Ce faci, tata? Ce să fac, mă, băiatule, aici? Tu ce cauți aici? Uite, am venit și eu pe la tine să te ajut pe aici, pe la asta. Păi ce să mă ajut, bă, băiatule? Tu trebuie să duci să lucrezi întâi la munca de jos. Ionuț ajunge la adresa la care Ingrid ne-a declarat că se află biroul firmei de construcții a tatălui său. Domnul George este un cunoscut om de afaceri în zona Ilfov. Nu se poate așa ceva. Nu și eu pe aici. N-ai ce să mă ajut tu pe mine. Cum când ajunge tu ca mine, ai de învățat. Ce dacă ai mâinile? Trebuie să le murdare. Rupe. Cu ale, cu... Eu întâi mi le-am rupt mâinile și la urmă am ajuns la birou. Tu vrei totul de gata? Nu se poate așa ceva. Chiar nu ți-e rușine? Bă, dar stau și eu, te ajut pe aici. Păi n-ai ce să mă ajut, tatăl. Eu vreau să muncesc, dar nu ale ce mă pui tu. Păi degeaba, n-ai cu ce să mă ajuți tu pe mine deocamdată. Încă ești tânăr, mai ai de învățat multe. Ionuț ajunge la birou cu chef de scandal. Și asta pentru că domnul George aplică cu el o metodă grea, dar sănătoasă pentru bunul mers al afacerii. Trebuie să înceapă de la munca de jos ca să ajungă în top management. Hai, pa, mai bine să că nu stau aici. Întâi la muncă și la urmă vin la mine la birou. Porcule, măgarule, ce ești? Ora 11. Hai să vedem ce facem. Scăpăm de o grijă. Chiar că... Măcar avansul să-l dăm acum. Da, mă, dă probleme. Și... Băi, dar vezi, să te ocupi tu... Te ocupi tu cu astea, cu aranjamente, cu... Păi da, mie, nu... bine, mă ocup eu. Dacă nu-ți place la sfârșit, n-am ce să-ți fac. Că de schimbat nu mai poți să le schimb atunci, pe moment. Îmi
Îmi place, mă, sigur, eu îți dau bani și cu asta basta, te ocup tu. Ionuț pleacă de la birou și se întâlnește cu Ingrid. Cei doi se pregătesc de nuntă, iar detaliile pentru astfel de evenimente parcă nu se termină niciodată. Și la aranjamentele de masă. Da, mă, da. Și mai departe, nu știu, vedem. Ora 11:30. Să trăiți, domnul Vasiliu. Să trăiți, bine v-am găsit. Vă așteptam. Da, bine v-am găsit. Să știți că în două săptămâni aveți casa terminată. Ok. Eu o să vă dau niște acte. Dacă vreți, ori le semnați, ori le luați acasă și mi le aduceți, sau dacă nu, mi le trimiteți prin fax. Și în două săptămâni este lucrarea terminată, suntem și vecini aici și o să fie foarte ok. Așteptați două săptămâni. Asta este un precontract, îl studiați, vedeți despre ce este vorba, clauzele contractului, sunteți mulțumiți, dați avansul cum am discutat, după care îmi trimiteți, dacă nu studiați acasă și vreți să semnați în față de mine, nu e nicio problemă. Da, da, atunci o să vă las avansul. Oh, ok, vă mulțumesc foarte mult. La birou, domnul George primește banii pentru rezervarea unei vile construite de el. Eu vă mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc. Să trăiți, o zi bună. La revedere. Și vă așteptăm cât de curând. Bine, la revedere, mulțumesc. Ionuț nu este la birou ca de fiecare dată, deci tatăl trebuie să se descurce încă o dată singur. Încă nu știm care sunt cu adevărat relațiile de familie. Iubire, hai te rog frumos, facem și noi invitațiile de nuntă. Hai, fălet. Bine. Și mai mă întreb. Bine, ia spune pe cine vrei să trec. Din partea ta, bineînțeles. Cheamă de la țară, bunicii, verii mei. Pe cine mai chem? O chemăm și pe mami? Pe normal. Ok, ia zi-mi și mie, ce aranjamente vrei? Vrei cumva șervețelele roșii, cum roz? Vrei tu, dragostea mea, cum vrei tu. Bine, dar dacă în momentul în care o să le vezi nu-ți vor place, nu am ce să-ți fac. Da, da. Și ce meniu ai vrea să facem la nuntă? Nu știu, gândește-te și tu. Spre după amiază, toată familia se reunește acasă. Locuiesc într-o vilă extrem de mare și luxoasă pe lângă București. Ionuț și Ingrid sunt ocupați cu detaliile pentru nuntă. Și uite-l, bă, nene, iar a cumpărat ăsta cu sărăcii de la tablou. Nu-mi spune mie, vorbește cu el, nu știu. Dacă cer 2000 de euro nuntă. Măi, băiatule, tu știi câți bani costă vechitura asta? Tu nu știi ce înseamnă. Du-te, mă, lasă-mă cu alele tale. Bă, băiatule, bă, ai auzit vreodată bunică? Da, am auzit. Ce? Zici că e bunica pictată acolo. Mă, băiatule, cu cât este mai vechi, cu atunci prăfuita e valoare mai mare. Da. De ce știi? Dă-mă și mie 2000 de euro. Că ai dat... Să dau, mă, că nu știi ce-l costă banii? Tabloul ăsta, de unde? Ție nu-ți place să muncești, chiar nu-ți e rușine? Ce înseamnă asta? Ia ieși! Ești din casa mea, afară! Nu-ți e rușine! Nu-ți dau! Eu marci! Poate-ți dau și una! Ha, mă, lasă-mă ca-n treabă cu munta, mă, nene, lasă-mă! Să te duci să muncești cot la cot cu mine, în praf și în tot ce este? De asta am realizat atât. Tu ce faci? Voi vreți numai bani să vă dau? Dar da. Nu vă e rușine! Nu-ți e rușine și de fata asta a ta, viitoarea ta soție? Ce înseamnă asta? Nerușinatule, pot ce ești! Da, gata, ieși mâine ajunge! Ești afară, mi-s! Pentru sărăcia ești de tablă, ia uite nu face! Afară, n-ai ce căuta în casa mea, dacă... Și ce trage așa de mine? Nu mă ascult, nu câștigi nimic! Spre surprinderea tuturor, aduce cu el un tablou. Deși nu este un fin cunoscător, domnul George iubește arta și colecționează obiecte vechi din materiale prețioase. Știe că sunt o investiție sigură. Marți, ora 8 dimineață. Mi-arăți și mie ce mai este de făcut aici. Dacă tot vrei bani de la mine, arată-mi și mie ce mai trebuie de făcut. Pe unde le știi? Cum? Păi dar cum înveți? Ce trebuie de făcut în această cameră? Știi să torni sapă? Nu. Păi de ce? Păi de unde să știu? Păi dar trebuie să știi, mă, băiatule, mă. Păi n-ai cum să faci altceva dacă nu pleci la partea de jos. Uite, pereți nefinisați. Spune și mie ce lipsește. Nu știu, arată. Păi tu nu vezi, nu ai ochi, ești tâmpit la cap? Păi de unde vreau bă, să știu? Păi cum să nu știi, măi? Păi cum vrei să ajungi, dar nu vrei numai bani? În primul rând, într-un șantier, să pui șapcă în cap,
ca să-mi scadă ceva în cap. Să-mi faci treabă cum trebuie aici. Ionuț s-a certat deja cu tatăl său că l-a trezit atât de devreme. Merg la o vilă în construcție, iar domnul George se dovedește a fi un bun profesor. De această foaie și pixul și să scrii tot. Ce să scriu? Cum ce să scrii? Deci trebuie turnată șapă. Trebuie făcut pereții. După ce turn șapă, îmi pui parchet. Ce vrea clientul, ori îmi pui faiat ăsta, agresie, nu contează ce îmi pui. Ce vrea clientul. Că nu se mai poate așa. Trebuie să înveți, să faci tot ce trebuie într-un șantier. Doar de atâția bani ți-am dat până acum așa și mi-ai cheltuit. Nu e posibil așa ceva. Hai scrie, ce stai? Ce să scriu? Cum ce să scriu, mă, băiatule? Mă, trebuie să scriu. Lasă-mă cu foata, cu tot. Bă, băiatule! Nu ți-e rușine? Ce înseamnă asta? Nu te m***te! Pune mâna și muncește! Faci ce vrei tu! Nu ți-e rușine, pune mâna și învață! Cum vrei să câștigi bani? Cum vrei să ajungi în locul meu? Dacă tu nu-ți bagi în capul ăsta nimic, tărtăcuța dracu ce ești tu! Pune! Dă-mă să fac altceva! Ce să faci, mă? Învață totul de la început și la urmă ai să ajungi în locul meu! Până atunci nimic, nu înveți, nu primești nimic de la mine! Nu sunt astea de mine! Dar de cine sunt, mă? O, Dumnezeule, cât scandal! Până acum am înțeles doar că un tată și un fiu au un profund conflict și o percepție total diferită asupra realității. Însă nimic din ce să ne intereseze. Ce înseamnă asta? Te duceai, era frumos, stăteai la mare, cu baia în sus și n-aveai treabă tu. Tai că tu muncești și tu cheltuiești banii. Cum e posibil așa ceva? Nu faci treburile astea, nu mai primești un leu de la mine. Ai acoperit deasupra capului? Ai! Ai ce mânca? Ai! Ai servici? Ai! Ai mașină? Ai! Îți fac nunta de 1000 de euro? Ce mai vrei mai de la mine? Dacă nu faci ce spun, am terminat cu tine definitiv și te duci unde vrei! Ora 12. Ionuț merge din nou la restaurantul unde va face nunta. Trebuia să dea un răspuns și, după ce a vorbit cu șeful de sală, s-a așezat pe terasă la o cafea. Este clar tulburat de dimineața încordată pe care a avut-o alături de tatăl său. La o masă alăturată, Ionuț vede o tânără singură. Ivela, tu ești? Bună! Bună, ce faci? Păi, de ce să fac? Am ieșit un pic. Da? Bună, hai să te fac. Mă bucur. Oh, de când nu te-am mai văzut. Mă bucur hai, să te văd. Stai. Stai să mă duc să-mi iau și eu alea după masă și vin aici okay. La tine. Ok? Ok. Ce mai faci? Ce să fac? Uite, mi-e simțeam nevoia să ies un pic la aer. Dar tu ce mai faci? Am auzit că și-a deschis stoică o firmă, că sunteți pe cai mari. A, mă, lasă-mă și cu ăla, că... Că ce aveți bani acum? De ce? Ia uite! Păi tu ce-mi faci? Mă pune să muncesc cu ăia acolo, gol la cot. Mă pune să muncesc, că dacă nu, nu-mi dă bani. Așa și? Și hai să vorbim de altceva, lasă-mă cu ăla. Tu ce mai faci, ce mai zici, altceva? Da, ce să fac? Uite, mă mori și eu acum. Da? Și sunt, da, sunt fericită. Păi și eu mă însor. A, da? Da. Eu, când te însori? Luna viitoare. A, și pe unde, tu unde ai stabilit? La restaurant. Păi și eu tot acolo. Da? Păi, nu e, chiar e superb acolo și merită. Și pe ce dată aveți voi nuntă? Pe 23 august. Tu vorbești serios? Da, păi de ce? Păi și noi tot la fel. Cei doi se căsătoresc la același restaurant în același an. Chiar. Ce tare! Dar la cum eram, nu știu, mai m-am gândit câteodată, știi cum eram noi în liceu și... Era în cuplu perfect. A fost o relație frumoasă, așa... Te-am iubit mult. Din discuție, înțelegem că este vorba de o fostă iubire a lui Ionuț. Da. Și acum, cum e fata cu care te însori? Ești mulțumit de ea? Așa, așa, așa. Adică nu prea ești împlinit așa... Nu. Sincer să fiu, păi nu. Păi vezi dacă nu mai lua pe mine? Asta a fost să fie. Tu ai pierdut. Știu. Acum îmi pare rău. Prea târziu.
Auzi, mă, știi la ce mă gândeam? Că am aflat și de taică tu cu firma asta. Am caut și eu să mă mut. Așa? Și n-ai putea să mă ajut și pe mine? O, nu știu, mă, că ăla nu-mi dă bani, nu... Nu, mă, dar să mă ajut tu. Vreau și eu o casă neapărat, să fie casa mea, să am și eu visele mele. Știi cum e înainte de căsătorie? Nu știu, poate încerc. Interesează-te și tu măcar, poate măcar îmi spui câte ceva. A, ah, și ca să ținem legătura și așa, hai să facem schimb de numere de telefon. 07... Da. 958. Da. Ok. Hai că te sun eu și îți rămâne numărul meu și... Okay. Așa putem să ne sunăm oricând. Auzi, dar ce-ai zice dacă ne-am vedea undeva diseară la un restaurant? Vii și tu cu a ta să o cunoști și eu? Bă, nu știu, e tare idee. Păi da, mergem, ne cunoaștem, îl vezi și tu pe al meu. E tare. Atunci vorbește și tu cu viitoarea ta soție și dacă e, mă sun și îmi spui exact. Bani, știi ceva? Vezi că sunt banii, sunt toți acolo în birou. Ai îmbrăcat, ți-ai făcut bagajul și ai plecat! Când vine Ingrid? Disa. Sunt fosta lui! Iubită, gata! Mine și-a terminat-o! Bani, știi ceva? Vezi că sunt banii, sunt toți acolo în birou. Ai îmbrăcat, ți-ai făcut bagajul și ai plecat! Când vine Ingrid? Disa. Sunt fosta lui! Iubită, gata! Mine și-a terminat-o! Ora 17. Uite, fac o salată. Ce salată? Salată de castraveți cu roșii și cu ceapă. Auzi, păi nu mai fă, că mergem să mâncăm la restaurant. De ce? Ce ți-a venit? M-am întâlnit zilele trecute cu o fostă colegă de-a mea de liceu. Așa? Și mi-a zis dacă vrem să ieșim, iese și ea cu bărbatul. Una, Mihaela, nu cred că o știi tu. Așa. Și știi ce e faza tare? Ia zi! Face și nunta odată cu noi. Pă bune! Și mai tare, la același restaurant. Foarte marfă! Ce zici, mergem? Da! Ionuț îi povestește soției despre întâlnirea comică de la restaurant. Ce faci mai aici? Uite, mai stau și eu puțin. Ai terminat treaba? Ce treabă? Păi cum ce treabă, mă, băiatul? Tu stai mai tolănit în pat, aveți de dat cu glet, aveți să finisezi pereții, mai aveți să mai faci alte treburi, tu stai mai în pat, întins? O, bă, dar lasă-mă să mai stau. Păi cum e posibil, mă, așa ceva? Dar nu mai are voie omul să mai stea. Păi cum să stai, de banii cum să fac? E, banii... Tu vrei numai bani să cheltuiești mii de euro, dar nu ți-e rușine? George nu pare impresionat de poveștile lui Ionuț și începe să țipe așa cum ne-am obișnuit să-l vedem. De ce să mă duc la restaurant, mă? Da, ai bani de restaurant? Da. De unde? Hai, iubire, să ne schimbăm. Hai, stai să mă spăl pe mâini și vin acum. Să vă fie rușine! Schimbăm. Eu nu te știu că nu e frumos. Ce faci tu nu e bine. Bine. Dar pe ce faci atunci, băi, vagabondule? Știu eu. De unde? Ai furat ardeul la mine din casă? Hai, mă, lasă-mă în pace. Să te las? Ei, lasă că o să vezi tu până la urmă cum o să fie treaba. Bine, de bine. De cum vreau eu, nu cum vrei tu. Așa nu m-am mai scos de mult în oraș, te rog eu frumos. Omule, cum poți să țipi așa din toți rărunchii? De două zile suntem pe urmele tale și tu țipi și ești într-o permanentă stare de încordare? Dacă nu te potolești, organismul are sistemele lui de apărare. Ai grijă mare la sănătate. Dar e mânc salată, nu? Nu, tată, îți fac altceva. Când? Acum păi mă schimb și să vă întâlniți. Nu, tată, mă schimb acum și îți fac. Bună! Bună! Bună, bine ați venit! Bună! Bine v-am găsit! Este soția mea, Ingrid. Bună, îmi pare bine. Bună, Mihaela, colega mea din liceu. Viitorul meu soț, Laur. Ionuț și Ingrid ajung la restaurant. Se întâlnesc cu femeia de mai devreme și partenerul său. Aflăm că se numesc Mihaela și Laur.
Și ce faceți voi? Ce faci? Foarte bine. Gata, pregătit de nuntă? Da, și voi nu? Suntem. Chiar mi s-a părut foarte mișto în același restaurant să se nimerească. Parcă ne-am vorbit. Da. Așa se întâmplă. Da. Și tu ce mai zici? Ce mai e viața ta? Bine. Ai mai vorbit cu cineva din liceu? Nu. Că știu că ei mai făceau întâlniri. Nu. Da, te-am întrebat. Și eu am fost foarte ocupată, n-am putut niciodată să mă duc, mi-a părut rău, dar asta e. Nu mai am un număr de telefon de la nimeni. Înțeles. Asta e. Și altceva? Voi? Altceva. Bine. Mă, ți-ai făcut tatuaj. Da, l-am de mult. Păi nu mai facem două secunde, merg până la baie. Ok. Te rog. Mersi. Și ce mai spui? Ingrid, mare atenție! Nu vrem să părem paranoici, dar nu e lucru curat la mijloc. Atâta trăgălășenie și atâtea amintiri din liceu nu fac niciodată bine, mai ales pe un fond de mare încordare, așa cum este și cazul nostru. Da, așa e, adevărul e că... Dragoste. Corect. Uite cine are dreptate. Laura. Da. Uite că vine. Gata? Da, dar ideea e că nu prea mă simt bine și aș vrea să mergem acasă. De ce nu mai stăm și noi? Nu știu, nu mă simt foarte, foarte bine. Da, bem, veni și gata, vrei să plecăm? Lasă, stai nici și poate chiar, nu știu. Nici o problemă, lăsați să ne vedem. Dacă spune că nu se simte bine și tu acum, fi înțelegător. Ok. La sfârșitul mesei, Ingrid inventează ceva și vrea acasă. Evident, Ionuț trebuie să plece și el. Sigur. Bine, mi-a părut bine să vă văd. Și nouă. Și nouă. Pa, pa. Hai să te pup. Mi-a părut bine să te cunosc. Și mie. Dar ce ai, mă, ce poți să-i doți rău? E, mi-e rău, pă, d***. Ce crezi, că eu n-am văzut cum se uita aia la tine sau ce? Ce ai, mă, nene, că ai rău? Da, era, da, mie îmi spui că era o fată din liceu. Păi, dacă da. Nu te-aș fi cunoscut, aș mai fi zis. Bă, dar înțelege că e o simplă colegă din liceu, da, ne cunoaștem de nici. Da, de-aia te atingea așa și se uita la vei, vai tu, domne, ce tatuaj frumos ai. Păi, da, nu-l aveam când eram în liceu și de asta. Da. Ce nu înțelegi? Mm-hmm. Mă superi și tu la fel ca tata? Păi normal că te supăra, auzi. Păi tu crezi că eu asta ce înseamnă? Bă, dai, bă, să ne întoarcem înapoi, să vorbești cu ea, să vezi că nu e nimica. Nu mă întorc nicăieri. La ce să mă întorc? Hai, bă, acasă, că deja mă enervezi. Ce mă, dacă nu merg, mă, nicăieri, ia du-te acasă, hai. Wow, Ionuț, ai mare grijă cum te porți cu viitoarea ta soție. Cum să o bruschezi în halul ăsta? Și cum să te porți atât de urât cu ea în plină stradă? Ingrid, tu chiar ești hotărâtă să faci pasul cel mare cu el? Păi dacă nu e nimic între păi noi... Eu tot să știu, iubire, că nu e nimic între voi. Deci nu a fost nimic între noi și nu e. Bine, hai noi să ne crești pe asta. Mici, bine, hai să crești și asta. Și atunci... Cum am crezut atâtea, poți să o crești și pe asta, hai. Miercuri, ziua a treia de urmărire. George este la birou, îngropat în hârtii. Tocmai a închis telefonul. Bună ziua! Ce vă am venit să cumpăr și o casă, să vizionez una. O domnișoară blondă intră în birou. Dar în primul rând trebuie să ne achitați un avans 10% din valoarea casă, că altfel nu putem să facem un precontract pentru această locuință. Vorba de avans, păi nu am bani acum la mine, mă gândeam că mai întâi fac un împrumut la bancă, poate rezolvăm altcumva. Cum? Nu știu. A, poate... înțeles la ce vă gândiți dumneavoastră. Nu am nicio problemă. Wow! Incredibil așa ceva! În anul 2015 încă mai funcționează șantajul erotic? Cadem la voială. Nicio problemă. Eu v-am înțeles și sunt... Ce cauți, mă, nenorocitule? Ești fără să bați la ușă! Dar ce cauți? Ești afară! Tu nu vezi că eu am aici treabă? Ești! Vaște așa afară! N-ai ce căuta! Îmi vii să bate la ușă! Ionuț trântește ușa pe bună dreptate de data aceasta. Se pare că a mirosit pericolul. Da, cu cea mai mare plăcere. Atunci vă invit la mine sus să o vedem. Dacă sigur. Aveți marea plăcere. Bună, Mihaela. Ce faci? Auzi? Vreau să ne întâlnim. Măcar 10 minute. Să vorbim și noi, știi, că cu supărările mele, cu tata, cu alea.
Te rog, cine să vorbesc? Măcar 10 minute. Ne întâlnim pe marginea lacului, unde ne întâlneam noi. Da? Bine atunci. Te pup, papa. Poftim, domnișoara, aceasta este casa mea. George și domnișoara ajung la vila familiei pentru vizionare. Oare scopul ei este să vadă dormitorul? Pot să fac niște poze. De ce? Chiar îmi place, nu știu, vreau să-i arăt și eu, mama. Da, cu cea mai mare plăcere, nu sunt contra dumneavoastră. Wow! Pentru ce are nevoie blonda de fotografii ale casei? Și de ce este atât de interesată de obiectele de artă? Puteți să faceți și, și la bucătărie, că se vede foarte frumos. Acolo este bucătăria. Aia atunci vă arăt sus spre dormitoare, o să vedeți acolo și mai frumos. Da, mai fac o poză și... Da, nicio problemă. Să vadă și mama dumneavoastră cum va arăta da, casa, nu? Da, casa este frumos. Da. Ei, atunci eu vă rog să poftim sus, spre etaj, să vă arăt dormitoarele, ca să înțeleg și eu ce ați vrut să spuneți prin faptul că vă să ne înțelegem în privința avansului acestei case. Sigur. Băi, mă enervează asta la culme. Bă, iartă-mă că te zăpăcești pe tine de creier cu problemele mele cu astea, dar... Ora 15. Pe lac, Ionuț și fosta sa iubire au o discuție de suflet. Stai liniștit că știi că îmi place să vorbesc cu tine și... Dar nu înțeleg, de ce? Nu mai produce firma aia sau... E, nu produce. Produce, dar eu știu ce faci. Păi bine, dar voi nu luați avansuri, nu... Păi ia ăsta vinde o vilă de-aia cu 300 de mii de euro și spui că n-are bani. Păi și atunci? Nu știu, nu vrea să mă îndeași cu asta, basta. O fi vreuna care îl tapează de bani. Să poate, eu știu. Și asta e o chestie. Păi, dar nu știi cum sunt astea din zilele noastre. Nu se uită decât după bușoruși cu bani. Păi așa e. Da. Dar oricum, nu știu, chiar mi se pare cam complicată situația ta, mai ales că tu aveai bani în liceu și te cunosc altfel, mă, hai. Păi nu știi câți bani avem. Scuză-mă puțin. Alo, da? Spune dacă e ceva important, că am treabă. Sunt murdar pe mâini, că sunt la muncă, muncesc, ce să fac? N-ai văzut că ăla mă trimite să muncesc cu băieții ăștia acolo la cot? Bine, te sun eu mai târziu. Te pup, papa. Asta-i. Era ea? Da, ea, ea. Dar de ce mă făceai, mă, să-mi să tache geloasă? E nebună, mă! Auzi, mă, dar chiar așa suit-o mai pe aia? Nu te uitai și tu ce ai ales? Ce să fac, mă, asta-i? Mă, de alta, dar uite-te și tu un pic așa la mine. Ce bunăciune de fată sunt eu și cum arată aia. Bă, asta e, ai dreptate, ce să mai zic. Auzi, dar stăteam așa și mă gândeam. Dacă mă luai tu pe mine, știi, eu lăsam pe fraierul ăsta al meu și ne căsătoream noi așa. Mă, e o idee bună. Poftim! Mihaela, ce vorbă e asta? Hai să ne căsătorim noi doi! De ce? Am zis și eu așa față, de ce ai luat tu pe bune? Ai glumit sau ai vorbit serios? E, na, și tu acum. Ora 20:30. Ce-ați vrut să ne... Spuneți prin acea chestie în legătură cu avansul, că eu... Păi, eu zic să vă arăt. Da. Da. Dar lăsați-mă mai întâi să dau un mesaj. Dacă dorești, nicio problemă. Acasă, domnul George s-a lungit cu vizionarea. E superbă, bravo, tot bravo. Place, nu? Da. Ești foarte frumoasă și sexy. Mulțumesc. Te pup. Da, eu zic că mai mult o să primiți după ce rezolvăm cu casa. În dormitor, domnișoara blondă a început să-i dea marelui dezvoltator imobiliar o parte din avans. Bravo. Mulțumesc. Poate zici, ai... Așa ceva, tot să lucrezi cu oameni de genul ăsta. Și ne așteptăm la semnarea contractului. Este ok? Da.
Dumnezeule, în casă a intrat un hoț. George, ești prea ocupat cu fetele de moravuri ușoare ca să mai auzi că ești călcat de hoți? Iar alarma, de ce nu este activă? Oh, Dumnezeule, ce surpriză o să ai! Camerele noastre de supraveghere înregistrează tot, astfel încât vom fi capabili să vedem cine este hoțul care a intrat în casă. Nu știu dacă pare aiurea, dar eu chiar m-am gândit la... La ce? Să ne căsătorim noi. Ce? Ce zici? Păi, cum? Nu ai... Nu ești căsătorit, nu o să fii căsătorit, nu ai ales-o pe aia, cum? Dar mă iubesc, înțelegi? Hai, stăm și noi aici. Eu pe tine te iubesc. Da, nu știu, mi se pare așa cam ciudat. Bine, adevărat că și eu te iubesc pe tine și... Și atunci? Da, nu știu, am putea să încercăm să... Mai ales că dacă ne iubim amândoi și așa... Da, eu te iubesc din liceu. Păi și eu te-am iubit în liceu, dar faptul că fiecare a luat-o pe drumul lui... Visează la ce-ar fi fost dacă ar fi fost. Se pare însă că Mihaelei îi surâdă tot mai tare ideea să renunțe la logodnicul său și să se întoarcă la fosta sa iubire din liceu. Nu m-a iubit, e un pic cam ciudat așa, adică ce am fost atunci în liceu a fost, dar... Dar nu vezi că ceva ne leagă? Da, nu Ne-am știu. Ne-am întâlnit. Nu știu, mi se pare cam ciudat. Te-am iubit mult în liceu și, într-adevăr, și acum când te-am revăzut, mi-am pierdut capul iar după tine și... Păi și atunci, eu te iubesc, tu mă iubești, plecăm amândoi și gata. Și uităm de toți. Da, adevărul e că și ai văzut că și eu urma să mă căsătoresc cu băiatul ăsta, păi dar și... când te-am văzut, parcă mi-am pierdut capul, așa, nu știu, nu... Păi și atunci, bine, hai că nu vreau să te mai țin în ploaie și vorbim oricum, Ingrid plec la masa două zile cu invitații, cu alea... Nu știu ce. Hai, și o să fiu împreună? Da. Nu te vine, îmi pare. Bine, hai că eu trebuie să plec, că mă grăbesc, nu... Bine, ok. Și rămâne, discutăm mai târziu, ne vedem mai târziu și discutăm despre... Salut. Ce faci, mă, unul din băi derbedeule la ora asta? Am fost la muncă. Cum la muncă? Asta e muncă la tine, la e timpul ăsta, după atâta timp. Acolo? Dar nu te privește pe tine, mă, sunt banii mei munciți. Ce interesează, ce este în casa mea? S-am dat bani, îți dau de toate. Tu unde umbli? Munca nu-ți place. Nu te privește pe tine, poate să... Mă interesează pe mine personal. Ionuț ajunge acasă. În living găsește un sutien. Se face foc și pară și începe să urle înainte să vadă despre ce este vorba. Nu că ar fi vorba despre altceva decât se gândește el. Tine, mă privește pe mine personal. Ha, bă, nene, mă lași că mie de-aia nu-mi dai bani. Băiatule! Că le plătești pe alea. Și dacă le plătești ce? E munca mea de o viață. Tu ce știi să faci? Să umble la păcănele, să umble cu altele. Ai o viitoare soție. Chiar pe tine nu te interesează viața ta? Ți-am să-mi dai și mie să schimb aia la mașină, nu vrei? Păi cum să-ți dau, mă, dacă tu îți dau bani și tu la păcănele, mă? Păi și joci cărți? Păi cum să-mi dai, mă, dacă sunt sutiene pe tavan? Poate să fie, bine că nu stă în foane. Ce te privește pe tine? E viața mea în fond. Toate. Mai tablou ai pus-o acolo să mă uit la el. Da, mă privește pe mine. Nu-ți convine, faci ce vrei. Tu vrei numai bani de la mine. Stai canapia acolo, că dacă nu te scot afară din casă. Ha, mă lași. Păi cum să te las, măi? Bună. Bună. Ia zi, fată, ce? Am făcut niște poze. Arată-le. Uite. Arată-le că abia așteptăm să le uite, puteți. Vezi? Domnișoara blondă pleacă din casa familiei domnului George și are o întâlnire neașteptată. Așa. Da, deci l-am pus și pe Google, o să facem o grămadă de bani cu asta. Așa și ia zi, cheile, cum ajungi și eu? Vezi că cheile sunt și la taică-sus, sunt și la fisul. Ok. Și de bani, știi ceva? Vezi că sunt banii, sunt toți acolo în birou. Ce legătură are această femeie cu Mihaela? Și de ce îi dă atâta detalii legate de interiorul casei și de bani? Ora 22. De ce umbli numai în bar, măi, vagabondule, ce ești? Tu vrei numai bani? Casa e a mea, ușa e a ta, dacă nu-ți convine, poți să plăci. De-asta-i trebuie acolo, mă! Ia uite-l, mă, ce mă împinge! Nu mă interesează, mă! Stai acolo!
Îmi spun eu, nu sunt familie de afară. Ingrid ajunge acasă, nimerește în mijlocul unui scandal monstru. Ți-a trupe o zi frumoasă pentru tine și poate ce te interesează. Ce faci, mă, nenorocitul? Chiar tu nu înțelegi niciodată. Bă, dar lasă-mă. Trebuie să mă asculti, mă, băiete, băi. Voi ne dăm o vârstă, ai o vârstă, băi, tata, băi. Băi, lasă-mă, băi, lasă-mă, băi. Băi, munce-i mintea ta, băi, nenorocitule. Lasă-mă, băi. Da, mâine am să mă duc la părinții mei să le dau vestea. Wow! Acum să vedem pe unde-ți scoți cămașa, Ionuț. Cu viitoarea nevastă gravidă, unde mai visezi tu la cai verzi pe pereți și foste iubiri duse la altar? Asta e și cu asta defilezi? Sau cumva tu ai alte planuri? Lasă, pot să-l discut. O să-l ascult de la mine de acum. O să, acum chiar vă înțeleg. Cred că mă faci cel mai fericit tată din lume. Știu, tată. Acum totul depinde și de băiat. Dar și tu trebuie să-l mă... Să ai și tu grijă de el. Tată, eu am cât de mult posibil. De acum încolo îți promit ție, că eu o să am grijă de el, o să... Trebuie să fiu puțin mai aspru. Dar o să am grijă să-l țin puțin, că trebuie să-l țin la respect. Normal, pentru că tată. Este un om major de acum. Normal, nu? Știu. Mai ales că vine, s-a făcut, se va face o familie și tu voi primiți ceva frumos pe lumea asta. Știu. Care mulți vor și nu au așa ceva. Știu. Așa că... Nu știu ce să spun, eu o să vorbesc și cu el pentru a putea rezolva problema cât de cât, după care îmi fac bagajul și plec până la părinții mei. Bine, fata mea, atunci eu vă las să vorbiți și o să discutăm după aia. Bine, bine tata, pa. Mulțumesc frumos. Dar tu ce faci, Ionuț, acolo? Stai așa degeaba? Nu spui nimic? Păi ce vreau să mă zic? Păi nu știu, vreau să te pur și tu cu totul altfel. Momentan eu sunt cea însărcinată, nu tu. Că am înțeles, mă bucur. Și eu. Și ce e, băiat sau fată? Crede-mă că nu știu să spun, abia am aflat. Deci e cam a doua lună. Am înțeles. Deci momentan nu pot să zic nici că e fată, nici că e băiat. Ingrid și Ionuț au prima discuție normală din această săptămână. Dacă nu era această sarcină, mai că aveam impresia că nici nu sunt viitor soți. Dacă vine disperatul ăla cu tablouri de alea, el mă face să țin. Încearcă să-l înțelegi, pentru că în momentul de față o să avem o familie și în această familie nu mai este nevoie de țipete. Păi n-ai văzut cum urlă ăla la mine? Și tu dacă ești însărcinată, nu cauzează? Logic cauzează, tocmai de-aia îți spun să încetezi să te mai cerți cu el. Încercați să vă împăcați, încercați să o duceți păi, cât de cât mai bine. Păi mai ce bine, eu o să vorbesc cu el. Dar nu depinde totul de mine. Păi știu. Mai depinde și de tine. Poate acum se schimbă dacă o să avem un copil. Asta zic și eu. Sper că nu mai vine cu dalea prăfuite pe aici. Nu știu, asta zic și eu, dar momentan vreau să vorbesc cu el și să clarificați problema. Oricum abia aștept să mă întorc. Cred. Deci de lipsi nu vreau să lipsesc mult. Nici eu. Să te întorci repede, să facem camera la copil. Pe asta vreau și eu. Hai să Hai. Stai un pic că mi-am uitat agenda. Ingrid pleacă la rudă să ducă invitațiile. Iubesc.
Cum îi iese nevasta din casă, Ionuț sună la Mihaela. Ce faci, Mihai? Bună, iubire, ce faci? Bine. Ionuț merge din nou pe malul lacului. Se pare că este locul preferat al celor doi romantici. Nu, să mă, că sunt supărat. De ce? Ce ai pățit? Cu Ingrid. Păi de ce? Ce ți-a făcut? A rămas gravid de mâine. Aul. Păi și atunci noi? Nu știu, mă, doi, oricum nu stau cu ea pentru copil. Da. A apărut și asta acum, când eram și noi fericiți și vrem să fim și împreună. Ce, nu suntem fericiți? Mergem mai departe. Păi da, mergem mai departe, dar cum? Nu știu, vorbești cu ea sau... Nu știu, vedem. Adică te-ai gândit la ceva? Eu mă dispar de ea și gata. Eu pe tine te iubesc. Ce eu te iubesc, puțin mea? Ce sens că nu vă iubesc? Da, știu, e situația asta mai nasoală. Auzi, da, ce faci de seara? Păi, ce să fac, nu? Păi, ce-ar fi dacă aș merge și eu pe la tine? Așa ne-am mișcat și noi un pic, știi tu. Păi stai să-l sun pe tata să vedem dacă e acasă. Păi, sună. Și dacă nu e, vezi tu cum îl faci să plece. Hai, două secunde. Ionuț sună la tatăl său și asta ar fi o premieră săptămâna aceasta. Vrea însă doar să vadă pe unde se află tatăl său, să știe dacă are vila doar pentru el și amantă. Și vii târziu? Diseară? Ok, bine atunci. Vorbim. Pa. Ce? Rezolvat. Ce? E bine. A, deci suntem împreună din seară. Abia aștept. Hai. Domnul George este în dulcea companie a fetei blonde. Ionuț și fosta sa iubire sunt în focurile amorului. Femeia însă trebuie să vorbească la telefon cu viitorul soț. Dumnezeule, de ce-l buzunărește Mihaela pe Ionuț? Bună, vină în lateralul casei ca să-ți dau cheile. Vezi că sunt cheile de la birou. Doamne ferește! Aruncă cheile pe geam! Acela este viitorul ei soț pe care declară că vrea să-l părăsească? Ce se întâmplă? Ce este toată banda asta de tâlhari?
Incredibil! Incredibil! O umbră intră și fură un tablou din casă, iar casa nu este goală! Sâmbătă. Ionuț! Ionuț! Da, mă, ce? Coboară jos odată! Ce ai, bă, disperatule, dă-ți blocul ăsta? Tu vorbești, mă, ce, ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut, mă? De ce ai furat din casă, mă? Unde-i tablou și cu icoana de aur? George observă lipsa unui tablou și a unei icoane placate cu aur. Du-te, bă, ți le-a femeile tale și dai vina pe mine mereu? Băi, băiatule, tu ești nebun la cap? Sau nu realizezi ce faci? Bă, dacă ți-am zis că n-am luat eu niciun tablou? O, Dumnezeule, ce scandal! Măcar dacă ar fi productiv, măcar dacă ați înțelege ceva din reproșurile pe care vi le aruncați. Ce-i cu tine, mă? Du-te, bă, care mele, ale tale, nu ale mele. Băi, băiatule, bă, tu ai nebunii, măi! Bă, dar ce, mă, dai în mine așa? Păi cum să nu dau, măi? Bă, dar nu dau niciun tablou. Ce-mi pălăria mea? Lasă, mă, cu jafurile tale. Ce jafuri, măi? Hai, mă, dă-te că mă să treacă, plec din casa asta. S-am tăcut și nu mai vin niciodată. Bună iubire, vieții mele, ce faci? Ești bine? Nu vrei să ne întâlnim să mergem la restaurant la c***? Mâncăm și noi ceva? Să bem ceva? Ionuț pleacă de acasă. Pe drum o sună pe Mihaela. Da? Ok, atunci. Bine, te iubesc. Pa, pa. Alo? Ce faci, păpușa mea? Păi uite, eu te aștept la mine. Mă duc să iau un avans. O să lipsesc puțin de acasă, în care tu te vei pregăti să vii la mine, să faci un duș. Că trebuie să-mi aducă un client un avans de 10.000 de euro, în care, prin faptul ăsta, eu îți voi rezolva și ție problema ta. Acasă, George o sună pe blonda lui. Și atunci vom semna actele pentru precontract de casă și atunci tu o să fii foarte mulțumită. Și după care eu o să vin sus la tine, o să urc sus. Ok? Bine, iubirea mea, te pup. Da. Bună ziua, vă salut. Să trăiți. Ce faceți? Noi bine facem, dumneavoastră. Am venit să vă dau avansul. Oh, cea mai mare plăcere îl primesc. Păi da, dați un contract și mie să mă uit pe el, să-l citesc. Da, o să vă dau cu cea mai mare plăcere. Poftim. Bun. Foarte bun. O să-l iau acasă oricum să-l citesc. E o problemă dacă nu semnez acum? Nu, nicio problemă. Cu cea mai mare plăcere. Eu vă dau, uitați, să vă uitați, să-i numărați, să rupeți-l de acolo de plic. Perfect. Perfect, da? Eu vă salut. O să iau contractul să mă uit pe el și din data ce-l semnez eu o să vi-l trimit. Cu cea mai mare plăcere. Vă aștept. Aștept răspunsul dumneavoastră. Hai să bem și noi o cafea. Da, ne mai relaxăm. Mai vorbim și noi. Unde vrei să stăm? Hai unde? Să stăm aici. Aici. Ionuț, habar nu ai tu câte nevoie de protecție ai. Și asta din toate punctele de vedere. Ce mai faci? Este că îmi sună telefon. Nu e nicio problemă. Stai un pic, te rog, da? Să văd cine mă sună. Da, da, da. Da. Pe terasă, Mihaela primește un telefon. E liber la birou. Da.
în safe sunt banii. Da, este ok? Wow, e blonda! Cum e posibil așa ceva? Ok, mersi mult. Hai că vorbim, papa. Pup. Auzi, vezi că sunt banii în safe. Și... Nu, ăla e plecat de acolo. E sigur, în momentul ăsta e sigur. Vezi că sunt 10.000 de euro. Și sunt exact, sunt dintr-un avans. Băi, ești ai cheile acolo, cum intri? Dar du-te și tu acum, repede, să nu se prindă proștia aia, că după aceea nu mai facem nimic. Și după aceea vii acasă să luăm și restul tablourilor. Dar cât mai repede, te rog frumos. Bine, hai că te pup, iubitul meu soț. Soțul meu drag? Deci Mihaelei nici nu-i trece prin cap să-și părăsească logodnicul. În timp ce bărbații familiei își văd de amante, la birou intră un bărbat cu cagulă. Știe exact unde să se ducă, la ce sertar, câți bani sunt, unde este cheia. Povestea a ajuns prea departe, iar furturile se ridică la niște valori uluitoare. Hai, Sonia, ce faci? Sonia! Ai, iubirea mea, păpușico, ai vinul repede! De când te aștept? Ești gata? Da, mă gândeam... Spune-mi, iubirea mea. Și ziceam să plecăm de aici, mie să nu vină cineva și să mergem la tine la birou. Care este legătura dintre blonda lui George, fosta iubire a lui Ionuț și umbra cu cagulă din living? Hai, păpușane! Ia zi, nu vrem mai bine să mergem la tine acasă, că e prea fric pe afară și... Da. Când vine Ingrid? Dice. A, deci avem timp. Da. Bine, păi hai să mergem la tine acasă. Hai. Hai să mergem. Bună seara, Ingrid. Bună seara, Bogdan. Cum a fost în vacanță? Foarte bine. Ai dat vestea? E extraordinar de bine. S-au bucurat părinții? Da. Din păcate, să știi că nu am vești foarte bune pentru tine. Situația se complică pentru că viitorul tău soț, Ionuț, te înșeală. Bănuiam, dar nu eram sigură. V-ați întâlnit acum câteva zile la un restaurant? Da, cu o fostă colegă de-a lui Ionuț de liceu. Ea este amanta. Amanta lui este și căsătorită. Da. El nu știe că este căsătorită, fata. Nu, ne-a spus că trebuie să se căsătorească în aceeași sunt zi, mână în mână și... și în acest moment, practic, golesc casa. M-au golit și biroul domnului George. Da. Au sustras niște sume foarte mari, e vorba de 10.000 de euro. Chiar este adevărat? Deci tot ce s-am povestit eu până acum este adevărat. În acest moment, viitorul tău soț este cu Mihaela, cu amanta, la tine în casă. Tot ce-mi doream era să, efectiv, să am o familie.
să pot să trăiesc liniștită, mai ales acum că sunt și gravidă și voi avea un copil, dar mai mult se poate. La biroul domnului George să-mi spui un pic dacă recunoști aceste personaje. El este socrul meu, dar pe această femeie chiar nu pot să-mi dau seama cine este. Această domnișoară blondă este complice. În acest moment îl ține ocupat pe domnul George ca să nu se poate, poată golească casa. Nu se poate, peste ei, nu! Ce căutați mă aici, voi? Bună seara, bună seara! Bună seara! Ce căutați ăștia? Ce veniți cu camere de filmare aici, mă, la mine? Stai liniștit acolo! Ieșiți, mă, afară! Pleacă-mă cu camera de acolo, mă! Haideți să vă liniștiți un pic, că probabil nu știți ce se întâmplă. Ce să se întâmple? Te rog frumos, stai aici! Ce mă filmați? Nu, stai aici, te rog frumos, că și cu tine am de discutat! Ești, mă, simtir de aici, mă! Ce cauți în birou la mine? E treaba mea ce fac, nu te Domn George, această domnișoară vă cam ține ocupat să vă fure. Nu știu dacă v-ați dat seama, dumneavoastră aveați o sumă de bani, nu? Câteva zeci de mii de euro în contarul ăla? Da, normal. Ca să vedeți dacă sunt acolo, să vă uitați un pic acolo. Tată, deci te rog frumos, crede-mă și ascultă-mă. Toate tablourile care le aveai în casă îți lipsesc. Nu cred. În acest moment, bine, uite-te la mine dacă te minții. Casa dumneavoastră este furată. Dumneavoastră trebuie să stați aici ocupat. Verificați să vedeți dacă mai aveți bani. Poate nu mă credeți pe cuvânt. Iar în momentul de față eu să merg și acasă, pentru că și acasă se întâmplă de toate. Cum e posibil așa ceva? Uite cum e posibil. Aoleu, Dumnezeule, Doamne. În momentul în care îți distrage atenția, normal că este posibil orice. M-a nenorocit. Să vă legați în primul rând, la curea, să o strângeți foarte în primul rând, în al doilea rând, să ne grăbim domnișoara casă. Cu care erai aici este complice amantei soțului meu. Adică băiatului tău. Nu e posibil. Bine. Nu cred așa ceva. Uite, mergem acum așa. Eu l-am crescut, i-am dat o groază de bani, mi-a cheltuit o groază de bani. Mergem acum așa să-l dovedesc. Nu cred. Bine, nu te cred, fata mea. Bine, am filmări făcute. Cum adică? Am filmări făcute, au fost camere puse în casă. Foarte bine, ia să văd și eu. Hai, arată-mi și mie tablourile. Mergi cu mine acum acasă și o să vezi. Rupă-mă, stai! Lasă-mă, aveți metrile de tablou? Nu stricați averea! Îți place, frate, ești altă piață! Păi ia vină-n coa! Ce faci, mă? Mă pot să știu ce cauți cu asta aici? Mă pot să știu ce cauți cu asta aici? Băi, nu ți-e rușine! Ce cauți? Ce faci aici? Eu te las în casă! Tu ce faci, băi? Fire a**a! Ține te-a făcut! Păi din cauza ta îmi fură mie lumea din casă tablou! Și tu mi-ai rândat averea? Păi era plecată, bineînțeles, odată ce mă sună lumea să vină acasă. Cum adică ce cauți? Ce să caute, băi? Cum adică ce să caut? Tu fiind sus cu una... Cine mă te sună? Cine m-a sunat? Contează cine m-a sunat, contează că mă sună lumea și îți spune, nu? Du-te, mă, de aici, ce trebuie să fii cu tine? Ce faci, băi, de ce dai inea, băi? Bă, te interesează cum faci cine mă... Mai cât de-a putea fi cu ăștia aici? Uite că mă sunat, hai! Băi, mi-a dat lucrurile, băi, 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 ți-am dat atâția bani până acum! Că câtă bani? Și tu vii cu că te bani să te bani, băi! Costă păi tu că te asta, bă! Ce aici? Ce cauți, bă? Băi, nu știu pe tine, nu pe mine! Bă, la tu nu-i rău, mă trebuie! Uite că eram și care-i problema dacă m-am întors mai devreme? Și tu ce-ai făcut? Poți să știu ce faci? Poți să știu și eu ce faci cu asta acasă? Ce să fac? Cum adică ce să faci? Vezi, da? Da, fără tine, iubește-o în continuare, băiatul meu, și rămâi cu ea! Băi, da, cu ea rămâi, mă iubești și mă iubești! Băi, nenorocitule, ce mi-ai făcut, mă? Ți-am dat o fată frumoasă să te căsătorești cu ea! Care frumoasă? Băi, cum, mă, viitoarea ta soție, mă, trebuie să-ți fac nuntă, nenorocitule! Du-te, mă, dacă eu mă iubesc! Nu, că aici se dă avansul așa, aiure! Pă... Dacă eu degeaba? Eu iubesc pe Mihaela și cu asta v-aș... Nu, mă, tu iubești pe cine spun eu, mă, păi ea mă iubești, eu ți-am dat-o! De ce ți-o alegi tu pe ea? Ia-o tu dacă vrei! Cum să o iai, mă, neronocitule, băi? Băi, băi, stai, 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 stai,
Ai uitat toată toată averea, am trecut-o ei! Eu ce n-am încredere? Am încredere în tine, nenorocitule! Eu nu vreau copii, mă! Păi de ce nu zici, mă? De ce n-ai încredere? Du-te, mă, ce avortează, ce lasă-mă în pace! Uite că nu vreau să avortez, care-i problema? Atunci ține-l tu cu sogră! Nu, ți-l dau și ți-l aduc și ți-l pun ție, frate, să vedem ce te faci cu el! Din greșeală? Aia, copilul să faci din greșeală! Deci nu vă faci nimica dacă ești poate așa. Chiar nu rezolvați nimica. Vă certați dacă eu. Cum e posibil, dai băiatule, băi? Nu așa. E posibil așa ceva. Ba, este, tu vrei să-mi spui mie că și cu ea o să faci o greșeală când faci un copil? Nu. A, nu. Păi și din cauza că tu ai făcut greșeală, eu am rămas însărcinată. Cum facem? Și ce faci eu acum? Eu per casă, ea o să mai facă nuntă cu tine? Ce are casa pe numele ei, are avere, are totul. Tu ce ești? Ești un nimic! Domnul George, să ne potolim. Bă, ce t-am pus eu să-mi dea exact ce se întâmplă aici, că e o situație destul de încurcată și complicată. Noi am pus camere de supravegheat. Știm absolut tot ce s-a întâmplat. Mă, nenorocitule, ce faci tu mie, măi? Ești un tâmpit, un nărog ești. Cum e posibil așa ceva să faci cu mine? Să vă liniștiți un pic că vă că tremurați. Luați un loc acolo, vă rog frumos. Pe cum să... Luați, vă rog, un loc acolo și ascultați că trebuie să vă spun ceva. Aduceți un pahar de apă, vă rog. Du-te și adu-i un pahar de apă. Tu știi cu cine stai acum? Da. Este fosta ta iubire din liceu, nu? Da. A ta că este căsătorită, nu știu dacă ți-a spus. Nu știu dacă știa, este căsătorită. Domnișoara... Cum să-mi facă mie una ca asta? I-a făcut o manevră. Domnișoara a ținut ocupat. Cum să nu? Te-a ținut ocupat în dormitor ca să vină soțul. El este soțul, cel cu cagulul, nu știu. Ia, dă-i, dă-i cu cagulul. Bine, oricum o să-l descoperi imediat. Îl recunoști pe domnul? Ce? Laur? Îți place? Ce faci aici? Nu, tu ce faci aici? Cum adică? Acum nu spune că nu, nu îl recunoști și nu știi ce caut aici cu cagula. E o surpriză, nu? Bă, ce se întâmplă aici? Îți place, Ionuț? Ce cauți mai aici? Nu suntem... Tu ce cauți aici? Eu te întreb pe tine. Bă, tu ce cauți cu asta aici? Deci este... Cel mai bine este să recunoști tot adevărul. Este foarte simplu. Ei doi sunt căsătoriți, da? Tu ești Laur, nu? Da. Ea este Mihaela. Te-a mințit, mă. Te-a mințit. A fost un joc. A fost un joc ca să poată să te fure. Să te fure pe tine, să fure pe domnul George. Ai văzut, tată? Ce-ți fac femeile dacă nu ați... Și mai are domnișoara, mai are o prietenă. Nu că i-a tașmătul din gură. De la birou, dacă o mai țineți minte. Care era suită peste dumneavoastră, peste birou, este în combinație cu ei doi. Deci lucrătură. Lucrătură mână în mână au fost. Așa, Mihaela, cât am iubit eu pe tine și urma să ne căsătorim? Asta merit eu? Și tu de ce m-ai mințit pe mine, mă, asta băiete, merit, mă? Asta merit eu, fata asta merit eu. De ce mă minți, mă? Fata asta care ți-am dat-o, nu-ți place? Nu mai îmi place, mă, să rămână averea ei toată, că să rămână, să mă lăsați cu averea voastră. Și e posibil așa ceva? Păi de azi încolo nu să mai știm nimic nici de mine, nici de copilul tău. Să-l țin pe cap, cu mine s-a terminat orice. E gravidă, băiatul, așteptam și-o primul nevoie. Gata! O să rămâi și cu ea și cu el. Nu mă mai interesează. Și ce fac eu acum? Pierd averea din cauza ta? Că ai fost un tâmpit din când te-am făcut? N-ai pus să mă asculti niciodată? Nu mai bani vrei? Mai așa pus eu să-l dă banii ăsta? Păi dacă tu mi-ai spus să ieși de pagina manii și faci toate prostile cu ei, cum vrei să nu-mi dea mie? Nu știu de ce ai pus întrebările noastră. De ce? Pentru că eu ți-am pus-o pentru că e o fată bună. Te-ai luat după după și ați făcut la fel. Ce se întâmplă cu averea acum? E treaba mea. Păi, averea este pe numele... Da, ea mei, dacă eu un tâmpit, e treaba lui! Eu o să o rog pe ea, că acum am mai... În momentul ăsta poate să vă dea afară din casă. Fata mea, uite, tata te roagă un lucru. Te rog eu frumos. Tata te roagă un lucru. Mai înțelege și cu tine. Tata, nu am cum să înțeleg și cum să trec cu vederea. Tu știi că te iubesc pe tine mai mult ca pe ea. Că rămâne cu averea până la urmă, v-ați gândit? Băje, vino puțin, te rog. Vino puțin. Nu știu, de ce l-are de pus să-și pună gândurile în ordine, pe mine nu o să mă mai facă și gata. Suflet, faci pentru mine, fata nu mea. Mai, nu mă mai... Hai. Nu hai, mai, tată, oricum, îți spune averea înapoi. Haideți să-l căutăm pe nu la mai, obiectiv. Că dau, fată, îți dau averea înapoi și gata. Nu mai, că nu mai pot. Da, dar ce fac cu mine serios, mă, o să vin să ți-l vezi, o să ți-l aduc în vizită. Vreau serios, ne-am întâlnit. Păi avem casă frumoasă. Tata, nu am ce să fac. Creștem aici cu toți. Tata, crede-mă că m-am săturat. Deci sunt sătură de minciunile lui până peste cap. Ce-ți lipsește din casă, argintăria și tot? Chiar că unde e unde-i tot argintul? Ce argint? Unde-i tot argintul care era în toată casa asta cumpărată an de zile? Și tablouri. Tot, unde? V-au furat de vreo 2-3 zile, tot fură din casă. Păi
mi-i băiatul? Bă, nu mă întrebați pe mine că te-am luat și te-am zis că te-am luat! Bă, cine să-mi întreb dacă nu pe tine? Că te-au de gât! Bă, ce nu știu de... Băi, eu te-am zis că am luat asta, s-au întâmplat toate astea, vrei să înțelegi? Bă, tu ești nebună, tu răuți că mi-am luat cu tablou! Bă, să fiu nebună, băi, băiatul ăla, că te prind cu aia, ai cum zice cu asta, zi-mi și mie! Du-te, bă, și tu și lasă-mă în pace! Bă, toată viața nu m-ai ascultat, mă! Argintăria, uite la băiatul. A, uite, vezi, cine a luat-o, ce dați vina pe mine? Hai să vedem, că e mașină parcată afară. Ce dați vina pe mine? Ia uitați-vă. Recunoașteți cumva? Ia vedeți, ce e în punga acolo? Tata, de ce omor? Păi sunt ale noastre din casă, fata mea, toate. Luați-vă și mâncați-vă. Ce băiat ce am. Unde ești, Ionuț? Îți place? Of. Bă, dar l-am furat eu? Păi, dar e vina ta! Că tu nu duci toate! Ai adus, mă, pe toate în casă, mă. Băi, de unde vrei să știu, mă, că vine cu ăsta să ia? Haideți în casă, vă rog. A, tu nu, n-ai văzut-o cu el la... Du-te, bă, și lasă-mă. Nu, că nu te fă și lasă-mă, n-ai văzut-o cu el la restaurant când am fost toți, nu? Vai, tu te pipăia, dragă. N-a fost nimic în trecut. Păi, dar de unde să știi tu cine e? Atâta proastă crezi că sunt eu, nu? De unde vrei să știu eu cine e? Și mai e cine e care e față? Îți place, mă, așa. Și lasă-mă în pace. Îți place, mă. Păi ce mă de mea 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 de mea. Dacă tu m-ai ascultat pe mine, eu cum am făcut avere? Dar tu n-ai să faci avere niciodată, mă. Păi de unde să știu eu că e aia? Aia îți place ție. Păi de unde vrei să știu eu? Nu ți-e rușine, de unde vrei să știu eu? Am avut încredere în tine. Păi ce mă întrebați pe mine, dar asta știu de nevoie? Da. Vedeți, domnul George? Da, domnule, văd, vă fac. Bă, și ce e alea? Ce, eu le-am furat? Cine? Nu tu! Bă, ce atunci? Tată! Deci te rog frumos, gata, toată lumea vreau să fie afară. Nu mai vreau să văd pe nimeni în casă, inclusiv pe Ionuț. Deci gata! Și ce să facem, fata? De azi încolo o să vorbești cu mine! Păi cu tine vorbesc, pentru că atâta timp cât fii tu a fost în stare să-mi facă chestia asta, eu nu l-aș mai considera băiat. Dar tu știi ce eu despre tine? Deci eu ți-am spus ce, condiția care o vreau eu momentan. Da, dar mai dai și lui un regaz, nu am poate. Cum să-i mai dau, tată! M-a mințit odată la restaurant! M-a mințit și a doua oară în casă! Cât de să-i suport? El abia aflase că sunt gravidă! Și continua să o lase pe aia să-i pună mâna, ba pe picior, ba pe mână, ba pe tatuaj ce ai. Cine a pus mă mâna? Nu-mi convine. Păi știu că nu-ți convine. Eu sunt sătulă, tată, sunt sătulă de minciunile lui. Te cred, fata mea, te cred. Ori pleacă toată lumea, ori o să plec eu din casă. Tată, mai am cu mine cu tare, parcă m-a prins pe mine. Nu știu, nu mă interesează. Pentru mine. Tată, nu mai am ce să fac, am făcut destul, am suportat. Să mai discut eu cu el, să-l fac să înțeleagă. Poate până la urmă o să ne asculte pe amândoi. Tata, am suportat și am tăcut de scurt. Mie, nu-mi dă-te cu cele. Păi ne-am încredere. În tine nu am încredere. Dacă ai fi un băiat cu minte și ascultător, ar fi așa de bine are și totul, el nu s-ar vedea. Lăsați-mă, poate, mă, ce este bun cu toții, frate. Bă, tu să te ași în gură, mă. Tu n-ai ce să treci pe dinainte, nu. E doar a ta nevastă, mă. Nu mai tată, sunt fosta. Eu pe tine nu te mai iubesc, mă. Iubită, gata, mine și-a terminat. Dacă e ceva, o păstrez pe ea să stea în casă cu mine și cu copilul. Și tu poți să te duci aici, să nu mai iei niciodată. Și tu ce tu ții la aia atâta, mă? Măi, bă, băiatule, e gravid, o să ne vină mie primul nepot, e primul copil. Păi cum să ne avem grijă, mă, de o ființă, mă? După ce-ți face un copil, chiar tu nu gândești la cap? Bă, dar poate tu ai treabă cu asta. Bă, tu ai grijă. Băi, e chiar da. Cu zică! Deci te rog frumos, te rog frumos să mă spui cuvinte! Lasă-mă, e viața mea, mă! Dar eu am muncit la viața mea! Tu ce-ai făcut, mă? Ai făcut ceva? Nu-ți place munca! Tu să te pierd bani cu femei, la banul, să te necăduc apartamente! Nu știi să dai comistria pe perete! Deci cu mine de azi încolo ai terminat-o, gata! Bine, mă, du-te da? Și tu și gata! Nu că bine, mă, du-te și tu și gata! Pentru că de momentul de față o să pleci tu din casa asta. Și? Tu îți faci bagajul și pleci. Bă, cum pleca, n-o că nu mai stau cu nebun. Chiar te rog frumos, în momentul de față să pleci tu, să-ți faci bagajul și să pleci. Bă, mă doare capul. Păi dai drumul de aici, dacă te doare capul. Asta cu tablouri, tu cu... Păi uite că problema mea cu ce, tu poate plece între vieții, da? Nu e plece între vieții să... Tata, lasă-l un pic, deci te rog frumos, în momentul de față, urci tu să-ți faci bagajul și pleci. Unde, cum, când, nu mă interesează, acum. În momentul ăsta te privește. Te-ai îmbrăcat, ți-ai făcut bagajul și ai plecat.
Până la urmă, cine-i fost tata iubire? Ingrid sau Mihaela? Mihaela. Cu ea să rămâi de azi acolo, te rog frumos. Cu ea, cu bărbatul, cu cine vrei, cu cine vrei tu, bă, nu mă interesează. Băi, de unde vrei, mă, fată? Deci, în momentul de față, cu ce ți-ai terminat-o, ți-ai făcut bagajul, ți-o iei poți de jegoasa aia și ai plecat. Și pe bărbatul. Nu mă mai interesează și pleci. Ăla ce să fac, să mă spăl pe el? Nu mă interesează, stai. Unde nu mă interesează ce faci cu ei. Asta a fost ta în cap, ăla. Deci, te rog frumos, pleci. Vreau și eu să mă duc acasă, treaba noastră s-a terminat aici. Ok. Oricum, îți mulțumesc frumos, nu știu. Momentan, decizia mea finală e să o termin cu el definitiv. Poate o să ajung într-un final, poate o să mă înțeleg. Da, ai venit cu ăștia aici și gata să știi. Hai să faci în gură, că acum se vorbește, nu vorbea nimeni cu tine. Taci, nu vorbi. Deci taci! Vrei să piardă copilul? Mă, dar oricum nu sunt sigur că e al meu sau. Nu mai iubești? Nu mai iubești, e moartă după mine, te iei după ea. Doamne. Și atunci ce i-a dus până acasă? Ionuț, dacă era moartă după tine, în momentul de față, nu spuneam să pleci. Bă, să azi, ții toate trebuie și să pleci. Mulțumim la fel și vouă. La revedere. La revedere. Deci acum te rog frumos să-ți faci bagajul și pleci. Și care e problema? Mă duc și mă îmbrac și am plecat. Deci te rog frumos. Frate, ia-mă și pe mine de la tâmpițe ăștia, merg cu tine, frate. Ăștia nu sunt sănătoși, ăștia nebunii cu toți. Ai grijă la omul care se neacă și pe care vrei să-l salvezi, pentru că te va trage cu el la fund. Ionuț a avut de ales între o femeie care oferea un copil și o femeie care a dat doar țepe. Din păcate pentru el, Ionuț a ales greșit, iar acum a rămas fără nimic. Este foarte important să știm că nimeni nu este invincibil, oricât de puternic ar fi, și că nimeni nu rămâne nepedepsit. Sunt Bogdan Lazar. Până data viitoare, ai grijă în mâinile cui îți lași iubire. Bă, Tată, te găsesc în șanțuri. Cum crezi că mă simt eu când mă duc să-mi adun părintele din șanț? Am fost a mea iubire.